Zice, trece foarte frumos direct din astral, direct din planul divin, pentru că ei au reușit să obțină o liniște interioară exact așa cum ar trebui. Mai perturbă puțin interacțiunea cu cei din jur, care pot fi mai neliniștiți decât peștii. Au intuiții aproape profetice ceea ce urmează să li se întâmple. Pot apărea însă modificări majore de destin, în sensul că s-ar putea să existe nativi pește care, revitalizând anumite situații destul de solicitante, să muncească mai mult decât este cazul. Trebuie să țină cont de efectele tuturor acțiunilor și activităților, ceea ce peștii, fiind mai boemi, sigur că da, nu o fac tot timpul. Este o casă socială foarte activă în această perioadă, casa 11-a pentru ei. Foarte multe responsabilități și activități legate de oameni și casa a treia. Deci peștii vor fi du-te vină într-un soi de vacarm relațional care puțin îi obosește, pentru că ei în paralel au și această misiune spirituală legată de liniștirea sufletească, dar trebuie să se concentreze și pe aceste relații care și ele vin cu tot felul de solicitări către ei. Ce îi sfătuim? Să elimine absolut total lucrurile care îi trag înapoi. Trebuie să examineze foarte profund ce activitate li se potrivește. Spre exemplu, un nativ pește care vrea cu tot din atinsul să aibă un contract sau să încheie un contract, trebuie să se dezică de toate părerile anumitor persoane care nu sunt bine intenționate. Ei trebuie să facă tot posibilul să identifice oamenii care nu sunt bine intenționați, acele persoane care să fie foarte receptivi. Deci acest Neptun în semnul lor este precum o antenă. Au o receptivitate mărită, simt ce persoanele sunt favorabile, ce persoane încurajează, ce persoane vor de fapt să-i susțină să meargă mai departe și care sunt acele persoane care îi trag înapoi. Și această receptivitate mărită, sigur că da, îi face să obosească puțin mai ușor decât în mod normal. Acum, nu putem să spunem că nu pot veni către ei și cu contexte înșelătoare sau propuneri înșelătoare și așa mai departe, dar în principiu acest Neptun fiind foarte bine aspectat și cu Saturn și are și alte aspecte de tranzit rapid pe care le face bune, de exemplu acum cu Mercur, acest Neptun, spuneam, îi ava și nu în ultimul rând trigonul cu Jupiter, îi avantajează în sensul că în principiu către ei vin situații favorabile. Da, Uranus în Taur se combină frumos cu peștii, cum ai spus, dar Uranus este acum în casa lor de comunicare, deci va fi implicată scrierea, vorbirea, cercetarea, traducerea și toate acestea implică mai mult să stea cu ei, exact cum ai spus, când o să trebuiască ca antenele acelea din vocea interioară să le vorbească. Vor fi acele munci pe care Uranus îi împinge să le facă în acea comunicare în care implică mai mult să fie cu ei. Deci Uranus este considerat și octava superioară a Mercurului, deci sintetizează mult gândirea aceasta de percepție și negociere, să fie foarte atenți la abilitățile lor de comunicare și modul în care ei pun această comunicare, pentru că va fi mai mult o comunicare interioară, dar îi va ajuta foarte mult într-o muncă inovatoare. Probabil vor călători mai mult în orașe în apropiere sau chiar în străinătate, vor câștiga de la oameni, de la proiecte care vor fi poate pe internet, din alte părți, deci este posibil să li se ofere proiecte de afaceri în străinătate, mass media, publicare, radiodifuziune, deci nu se știe cu acest Uranus, dar Jupiter și Neptun sunt într-o sincronicitate foarte bună și ajută cu acest start cu Uranus de pe care intra pe 15 mai. Și pe 25 mai este o săptămână foarte bună, zi foarte bună pentru ei, 25-28 mai. Deci pot folosi aceste zile pentru o prezentare generală ca un proiect în care ei ar putea să vadă următorii 7 ani cu Uranus. Acum este de asemenea un moment minunat pentru ei să se îndrăgostească. Deci chiar peștii care sunt singuri, de acum au Venus în Rac, 19 mai până pe 13 iunie, dar care le aduce dragoste oriunde se vor duce și se vor bucura chiar de o popularitate sporită. Deși Venus le aduce mai multă popularitate, deci le oferă un timp favorabil pentru a se întâlni cu cineva nou, pentru a arăta o afecțiune, îi ajută foarte mult. Este o perioadă favorabilă pentru ei să cumpere lucruri noi, să înceapă totul nou, mai ales că acum cu această lună nouă din 15 mai, să cumpere haine noi, accesorii dacă sunt fete, dacă sunt bărbați, un parfum nou sau. Pentru că Venus se susține mult acum pe cei din pești. Și luna îi ajută foarte mult, luna plină de pe 29, ca pentru că și Saturnul le cere tot anul să aibă răbdare și perseverență și o etică puternică munca lor. Sunt atribute pe care le au peștii, dar împreună cu sentimentul acesta de datorie și o atitudine serioasă față de ceea ce fac, poate să câștige obiectivele lor așa cum le doresc, dacă sunt hotărâți.
Se pot ocupa și simultan de mai multe activități, dar ceea ce într-adevăr este de remarcat este progres în majoritatea activităților lor, însă trebuie să verifice și șansele de a le duce la îndeplinire, pentru că sunt atât de intuitiv, spuneam, și atât de doritori să facă lucrurile bine, dar există și această nevoie de a verifica, spuneam, șansa de a duce o activitate la îndeplinire, pentru că nu este atât de ușor să-ți iasă chiar totul. Deci dacă vor respecta toate cerințele despre care am vorbit, reușita lor și nu numai profesional, reușita peștilor în general, pentru că sunt foarte favorizați, este una dintre zodiile cele mai bine aspectate în această perioadă, aspectele sunt absolut spectaculoase pentru ei. Singura atenționare este doar să nu facă nimic imoral sau care încalcă principiile de bază, sigur că da, principiile cu care toată lumea este obișnuită și pe care toți trebuie să le respectăm. Sunt câteva lucruri pe care le-am tot spus pe parcursul timpului pentru pești, cu siguranță deja le știu, și pești care într-adevăr peștii care le vor respecta vor avea o perioadă plină de împliniri. Cristina, eu îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne revedem și astăseară de la ora 21. La revedere!